bine, bine ați revenit la mine pe canal și ca de obicei vă invit să meșteșugărim împreună. Bună, drăguțele mele! Bine ați revenit la garderoba, la acest mini-serial, cum s-a exprimat Alina, cu garderoba mea de produse lucrate manual, fie ele tricotate sau croșetate. În videoclipul de astăzi o să vorbim de bluzițe, pulovere cu mânecă lungă pe care le am eu în colecția mea. Știu că cineva mi-a scris că așteaptă cu interes să vadă și colecția de iarnă a garderobei mele. Înainte de toate vreau să vă arăt un truc, pentru că așa v-am obișnuit să vă arăt câte un truc. M-a întrebat cineva recent dacă eu țin toate hainele pe umeraș și i-am răspuns în privat, dar vreau să vă răspund și aici. Da, anumite haine le țin pe umeraș, anumite haine le țin împăturite. Să știți că cu cât produsul este mai greu, cu atât eu vă recomand să-l țineți împăturit, pentru că într-adevăr se lungește dacă îl ții pe umeraș, iar dacă este vorba de bluzițe care au 200-300 de grame, puteți să le țineți lejer pe umeraș sau chiar și 400, că nu se întâmplă absolut nimic cu ele. Problema firelor, sau mai bine zis, proiectelor care se lungesc sunt proiectele grele care într-adevăr trag de fir și se poate lungi produsul, dar în alte situații nu are de ce, pentru că neavând greutate puteți lejer să le țineți pe umeraș, că nu are ce să tragă, unde să tragă și unde să se lungească. Și vreau să vă arăt un truc. Foarte multe fire, știți că eu sunt îndrăgostită de fire alpaca și am foarte multe proiecte lucrate din fire alpaca. Aceste fire nu se calcă și atunci, după ce au stat o vară întreagă la mine împăturite, că acestea au stat împăturite, că n-am unde să le țin despăturite, ca să zic așa, le-am scos acum din de pe raftul de unde erau și vă dați seama că sunt puțin șifonate. Eu le-am pus pe umeraș să se mai deșifoneze ele, ca să zic așa, dar fiind bluziță foarte ușoară, nici măcar nu se desface, pentru că nu are ce să tragă, unde să tragă și uite, a rămas așa de o săptămână. Și o să vă arăt un truc, am aici un din ăsta, cum să zic, dozator din ăsta, da? Un fâs-fâs din ăsta cu un jet foarte, foarte fin de apă. Am pus aici apă limpede, apă curată, da? Și fără nicio soluție, fără nimic. Și pur și simplu, da, stropiți un pic bluzele voastre cu apă și lăsați-le pe umeraj și ele o să se desfacă. Da, lăsați-le într-un loc călduros și ele o să se desfacă de la sine, da? Uitați că o să ud chiar bine, bine pe asta, că e foarte ușoară bluzița și nicio șansă ca ea să se dezboțească pe cont propriu. Uite, am udat-o chiar bine de tot și o las așa la uscat și ea se va, da? O să o mai trag puțin de ea, da? Uitați, cu greutatea apei deja se vede, eu văd pe spate că s-a și îndreptat și pe față, uitați că mai are aici, o îndrept așa frumos cu mâna și o las oricum la aer. Și o să încep, că tot o am în mână, această bluziță. Este lucrată de mult. Ea am fost începută cu raglan de sus, iar eu ulterior i-am lucrat gulerul, că mi-a rămas niște fir și am plecat de la raglanul de sus, am încărcat ochiuri pe Andrele și i-am făcut acest guler. Am purtat foarte mult această bluziță. Mă repet, nu am tutorial pentru ea și am uitat să menționez că pentru cele care am tutorial, o să vă las link-uri în descriere în partea de jos. Bluzița este foarte, foarte subțire și ține foarte, foarte cald. Este un fir de la Drops, alpaca silk, cred că se zice, sau silk, nu mai știu, ceva cu silk, da? E un fir de mătase cu mohair. Ia uitați că se și îndreaptă deja, o și simt că s-a îndreptat destul de mult de la apă. Firul înțeapă, ca să știți, firul înțeapă destul de bine, dar pe mine nu mă deranjează, pentru că ea este lejeră pe mine, o port de obicei cu un maiou pe dedesubt și nu mă deranjează acest aspect. Dar firele pufoase, în general, să știți că dacă au conținut de lână în ele, înțeapă puțin, da? Nu există fir pufos care să nu înțepe decât dacă este 100% acrid.
Bun. Iar înțepătura asta, să știți că face foarte bine la circulație dacă o suportați și dacă vă îmbrăcați pe dedesubt cu un, cu un maio, un tricou, nu este chiar, Doamne ferește, iar eu vă recomand firele pufoase să lucrați cu ele mereu modele legere, da? Să nu fie strânse pe corp acolo, că într-adevăr este deranjant. În momentul în care bluza este diafană, este lejeră, să știți că nu vă deranjează cu absolut nimic, ba din potrivă, ea este foarte subțire, foarte finuță și ține foarte, foarte cald. Și nu se mai termină renovările în orașul ăsta, mama lui de oraș, că mă nebunesc cu bormașinile și cu, Doamne, nu îi afectează cu nimic. Bun. Deci, bluzița asta am lucrat-o, mi-a intrat, cred că vreo 4 sau 5 geme de fir. Gemele astea au 25 de grame, sunt foarte micuțe, foarte drăgălașe, dar firul înțeapă. Eu am lucrat doar această bluză din acest fir și vreau să vă spun că nu l-am mai comandat. Îmi place foarte mult, dar am zis că o astfel de bluză, una singură, este suficient de garderoba mea momentan. Am alte fire pe care să le testez și ia uitați-vă că cu ochii, văzând cu ochii, bluza mea s-a îndreptat, da? Deci ăsta este Drops Kid Silk, cred că se numește firul, nu mai știu, nici nu mai contează. Bun, o altă bluziță care îmi place foarte mult și pe care o îmbrac foarte, foarte des, este foarte, foarte moale, este bluza cu raglan frunze, pe care o știți cu toții, am și tutorial pentru acest raglan pe canal. Este foarte moale, foarte finuță, e un fir, cred că merino este firul ăsta, tot de la Drops Lace, foarte, foarte subțire, un fir extrem de subțire. Dacă nu mă înșel, se lucrează cu croșetă numărul 2 și pentru bluza asta am vrut să contrav 6 cheme de 50 de grame, nu mai știu sigur, dar îmi place foarte mult și firele merino subțiri care se lucrează cu croșeta țin foarte cald, dar în același timp nu te sufoci cu ele. Firul nu înțeapă absolut deloc, nu și-a modificat absolut deloc lungimea, lărgimea la spălat. Este un fir foarte bun, îmi place, dar îți iau veșnicie să lucrez cu el pentru că este foarte, foarte subțire, da? Și nu știu dacă să mai insist pe această bluză, pentru că deja v-am arătat de nenumărate ori și o știți din foarte, foarte multe videoclipuri și nu mai are rost să mai povestesc despre ea. Firul bun, recomand. Bun. Un alt fir pe care l-am testat eu în iarna trecută a fost Yarnart Everest. Sunt niște gheme foarte mari, gigant, dacă nu mă înșel, au 500 de grame, nici nu mai țin minte, dar cred că vi l-am arătat în fie în vlog, măsuri, fie așa. Concluzia acestui fir, iarna pe Everest, nu l-aș mai cumpăra niciodată, nu mai lăbrat și se scămușează. Și aici o să vă spun așa o chestie. Știu că sunt foarte multe dintre voi care spun, da, acrilul se scămușează, dar și cele cu lână se scămușează. Măi, e o diferență. Un fir cu lână se scămușează după 5, 6, 7 purtări. Firul de acril îl îmbraci odată și e plin de scame. Cum am pățit eu cu această bluză, nici n-am apucat să o termin bine și deja la mâineci e dezastru, în partea de jos e dezastru, da? Nu confundați, da, sunt și fire de acril 100% foarte bune. Nu neg asta, nu neg asta. Dar, din punctul meu de vedere, firele de acril 100% care nu se scămușează sunt doar cele care scrie baby pe ele. Eu altele nu am întâlnit, da? Uitați, am observat Alize Happy Baby, nu se scămușează și e 100% acril, și Alize Baby Best. Iarăși, acolo n-am văzut nicio scamă, absolut deloc. Pe celelalte care nu sunt de copii, eu n-am întâlnit acril care după o singură purtare să nu se transforme în ceva urât. Asta este, bluza asta eu port pe acasă, s-a și lărgit, nu-mi place că s-a lărgit firul acesta, iar Yarnart Everest, s-a lărgit, e plin de scame, da? E foarte frumos, foarte elegant, dar e prost firul. E moale, nu zic, e foarte moale, are și părți bune, are o coloristică foarte frumoasă, am vrut să-l testez, l-am testat, nu mi-a plăcut. Și nu cred în comentariile astea păcat de muncă, nu e niciun păcat de muncă, am văzut despre ce e vorba, v-am spus și vouă, o port pe acasă că este foarte moale într-adevăr, dar aspectul, nu. Bun, apropo de fire care se scămoșează, da, alpaca pe care eu o ador se scămoșează, nu zic, dar
cu 2-3 mișcări de mâine pot să dau scamele astea jos, nu e nicio problemă, dar moliciunea ei și căldura pe care o ține nu se compară cu niciun acril și atunci de ce să dau bani pe acril? Da, bun. Iarăși puloverul pe care îl știți, îmi place foarte mult, port la el del căpiez. Nu știu de ce foarte multe fete când văd un fir subțire se grăbesc să-l pună în două, dar de ce? Dar de ce? Că firul alpaca este un fir, într-adevăr, este alpaca, braști alpaca de la Drops și acesta. E foarte subțire, îl lucrez în unul și ține foarte cald, este foarte ușor, foarte lejer, foarte comod de purtat. De ce aș lua un fir bun să-l pun în două, în trei, ca să-mi iasă ceva care stă în picioare? Nu mă interesează. Îmi plac mai mult lucrările care pică frumos, care sunt lejere, care nu îți provoacă dificultăți în a le purta. Și vă spun, și dacă lucrați pe comandă, să știți că oamenii sunt reticenți în momentul în care văd un produs foarte, foarte gros, se gândesc că, aoleu, da, cred că îmbrac ăsta, e ca și cum aș îmbrăca tot dulapul pe mine, că e foarte greu. Și așa este, știți cu toții că acele cardigane făcute din fire cu andrele 7, 8, 9 au și peste 1 kg. Deci, de ce? De ce? Au și alea loc în garderoba noastră, am și eu cardigane de genul ăla, dar ca și pulovărașe, ca și bluze, prefer să am ceva lejer pe mine, să fie comod, să mă mișc, să arăt elegant, feminin, da? Nu să mă îmbrac cu o țeavă care să mă mișc, da? Să stau înțepenită. Bun. Deci firul acesta, v-am zis, braști alpaca. Foarte mișto, este puloverul oversize. Am tutorial pe canal pentru acest pulover. O să vă las linkul jos. Un pulover oversize pe acela eu l-am lucrat din Angora Real 40 și după cum vă spuneam anterior, și acela este fir cu puf, dar în momentul în care lucrezi oversize, nu mai simți înțepăturile. Eu acel pulover l-am lucrat pentru o prietenă și chiar am întrebat-o. Mă, tu simți că te înțeapă firul chiar dacă are puțin puf? Ai zis că nu, absolut deloc. Oricum îl port pe dedesubt cu o maletuță, oricum îl port cu un maiou și nu mă deranjează. Ba, din potrivă, îmi place că ține cald. Da, acele înțepături țin cald. Acesta, în schimb, e un fir moale, un fir care se scămușează, dar îl iert pentru că este natural și la firele naturale închid ochii, mai ales alpaca se scămoșează foarte bine, iar fire care nu se scămoșează și conțin lână sunt lana gold classic și lana gold fine, sunt fire care poți să le speli și să speli și pe jos cu ele, oricum arată impecabil și nu se scămoșează nici măcar după 10 purtări, asta vă spun din experiență și nu doar din experiența mea, ci din experiența fetelor care lucrează de 15 ani cu acest fir, că este de foarte mult timp pe piață. Da? Vă recomand să vă faceți un astfel de pulover oversize și chiar dacă este oversize, având în vedere că firul este foarte subțire, el pică foarte frumos pe corp și în același timp nu mă strânge, îmi ține cald, este foarte subțire, foarte lejer și de fiecare dată când nu știu cu ce să mă îmbrac, eu mă îmbrac cu acest pulover, îl ador efectiv și îmi place foarte, foarte mult. Da? Recomand tutorialul, este la mine pe canal din 3 părți. Un alt pulover care îmi place foarte mult și pentru care avem tutorial cu torsada regală și dacă nu mă înșel, v-am filmat și partea de jos, că este la spate puțin cu codiță, dar pentru codiță oricum avem videoclip separat. Acest pulover este foarte călduros, este 100% lână, lucrat cu firul Yarnart Bianca Lux, cred că. Da, Yarnart Bianca Lux. E un fir destul de scump, da, uitați-l și acesta a făcut puține scame, dar nu are nimic, le dau cu mașinuța, am o mașinuță de scame, nicio problemă, dar l-am purtat câțiva ani, adică, da. Bun, e un fir care ține foarte, foarte cald, de obicei acest pulover eu îl port când afară este ger și port pulover și cu o vestă deasupra, adică mâinicile puloverului îmi sunt suficiente ca să-mi țină cald, nu am nevoie și de geacă groasă pe deasupra. L-am purtat și pe acesta foarte des, este un fir moale, nu înțeapă, nu s-a lungit, nu s-a decolorat, l-a spălat și a păstrat culoarea lui. În camere le arată foarte strident, dar de fapt nu este așa, este o culoare sfeclie, ca sfecla roșie, ca să zic așa, nu este siclamul ăla care îl vedeți voi în cameră. Mă prinde foarte mult culoarea asta, scuzem, și aș vrea să mai lucrez din ea.
Și am această bluză, îmi place foarte mult. Este o torsadă foarte simplă pe față și atât. Nu îmi plac lucrurile care au torsade foarte multe. Nu mi se pare că mă avantajează pe mine. Și cu cât este mai complicat modelul, cu atât mă plictisește să lucrez la el, nu știu. Mie îmi plac lucrurile simple și elegante și ușor de asortat la orice haină, da? Pulovărașele oricum sunt foarte universale, la orice pereche de pantaloni, orice pereche de blugi, chiar și cu fustă am purtat acest pulover, o fustă creion, în general îmi plac fustele creion. Arată foarte bine, foarte elegant și a păstrat frumusețea și după foarte multe spălări, după foarte multe purtări. Singura chestie pe care am mai făcut-o eu ulterior în timp a fost să-i pun aici la gât un elastic transparent pentru că s-a mai lărgit și l-am inserat aici pe dos, da? L-am pe stoc, sunt la rolă, este un elastic transparent care se inserează la produsele tricotate ca să le mai strângă când este cazul și nu știu, la mâini, nu, la mâini și nu i-am mai pus, doar la gât puțin ca să fie mai strâns la gât, da? În rest, recomand firul iarna Bianca Lux, îmi place foarte mult, mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu el, dar e totuși grosuț pentru gustul meu, mie îmi plac firele mai subțiri, după cum știți, se lucrează și mai ușor din punctul meu de vedere și sunt mai ușor de proiectat, de a le introduce în croi, de a le, da? Bun. Hai să trecem la următorul bluză, este tot din braști alpaca, cum este și cea muștar pe care v-am arătat-o. Pentru această bluziță avem tutorial, se numește bluziță cu fundiță și v-am arătat cum să faceți această aplicație pe bluză, cum să lucrați această aplicație. Din păcate n-am primit nicio poză, acest tutorial nu prea a avut succes, cu toate că iarăși este o bluziță pe care o port foarte, foarte mult și are o șmecherie aici la mânecă, este, vedeți, așa, și se așează foarte frumos pe mână în momentul în care bagi mâna, da? Nu te deranjează cu absolut nimic manșeta asta pentru că nu este cusută până la capăt. Iarăși este o bluză foarte, foarte lejeră, pe care o port foarte des cu fuste creion negre. Are foarte mult, de fiecare dată când mă îmbrac cu ea, să știți că această aplicație pe față face diferența. Și vedeți că e lucrată cu ochiuri pe față, singura chestie a ei este această panglică de saten, da? Aplicată aici. Dar asta face diferența, lucrurile simple sunt cele care arată frumos, da? Și cele care arată elegant și foarte ușor de asortat. Din nou, ca și cea muștar, le alternez și le port foarte, foarte mult. Mai am un pulover tot din alpaca, dar e un fir de la Katia și asta este gros, este gros. Este un fir pe care eu l-am cumpărat din Spania și am luat puțin și a trebuit să inventez ceva la mâineci și am el firul în sine, aveam el lurex. Este alpac de la Katia, nu de la Katia, nu știu, nu, e de la Concept, alpaca, nu știu cum, de la firma Concept, care face parte din grupul Katia. L-am luat din Madrid firul și v-am zis, nu mi-a ajuns pentru mânecă lungă și am combinat cu alize forever, l-am pus aici în două și am lucrat mânecile cu fir argintiu, pentru că și firul în el are lurex, da? Este un fir mai grosuț decât braști alpaca de la Drops și puloverul ăsta este foarte, foarte, foarte călduros. Mi-a plăcut firul foarte mult, acesta chiar nu a făcut nicio nicio scămuță, nimic, nu a făcut, nu știu, se poartă foarte bine. E lucrat cu raglan de sus, nu am tutorial pentru acest videoclip, doar v-am povestit așa în proiecte, pentru că nu am ce tutorial să vă mai fac, e un raglan simplu lucrat de sus, da? Pe care eu l-am, pentru că nu știam cât fir o să-mi intre, mi-am lucrat trunchiul prima dată și după aceea ce mi-a rămas, am împărțit la mâineci și am suplimentat cu alt fir ca să se asorteze cât de cât. Iarăși, un pulover pe care îl port destul de mult. În general, tot ce am în garderobă, să știți că port. Ce nu port, nu vedeți în aceste videoclipuri, sau le-am dat, sau au fost lucrate pe comandă. Dar tot ce am eu acum, cu excepția fustelor despre care v-am povestit, port. Port destul de mult și
toate îmi plac, da? Dar din acum analizând situația garderobei mele, mi-am dat seama că plovere nu trebuie să mai fac, că am destule. Singura chestie pe care trebuie să o fac și nu am în garderobă și trebuie neapărat sunt bluzițe subțirele de primăvară, dar cu mânecă lungă, din coton gold, da, din fire de bumbăcel. Pentru vremea așa mai călduroasă cum suntem acum, da, un 20 de grade, un 15 grade, un 18 grade, da, când încă nu prea ți vine să îmbraci alpacă sau lână foarte groasă sau plovere foarte, foarte masive și trebuie ceva pentru sezonul ăsta de primăvară-toamnă și lucrez. O să vedeți în proiectele lunii octombrie că lucrez deja la o bluziță de genul ăsta și vreau să mai fac, da, din astea subțirele, plovărașe subțirele de primăvară, da, din bumbăcel, nu din lână. Și recomand cu drag coton gold, e foarte moale, foarte plăcut și merge atât la croșetă cât și la andrele, da? V-am arătat și bluzița asta. Am și o broșă aplicată aici, care îi schimbă puțin, nici n-am mai dat-o jos, am lăsat-o aici, că nici nu mai are sens să mai dau jos, da? Bun. Încă una și mă duc. Altă bluziță, bluzița Frezia, o știți cu toții, am schemă scrisă pentru ea și foarte multe fete au lucrat deja această bluză, este cu o torsadă cu frunze pe față, de fapt niște frunze pe față. Aici v-am spus că în momentul în care am calculat acest raglan, mie mi se pare că este cel mai perfect raglan lucrat de mine vreodată și de aceea am și scris schema pentru ea. Găsiți schema la mine pe pagina de Facebook, la Plovărul Frezia. Acesta eu l-am lucrat dintr-un fir de bobină, da, la fel e un amestec de alpacă cu poliamidă, ține foarte cald, a primit și Claudia o bluziță la fel și are și mama mea o bluziță la fel. Sunt puțin diferite, că la unele am lucrat cu semi-bob de orez, la unele am lucrat cu ochiuri pe față, da, sunt puțin diferite bluzițele între ele, dar în principiu sunt făcute după aceeași schemă. E o bluză pe care am purtat-o destul de mult iarna trecută, un plovăraș, bluziță, ce-o fi. Firul e bun, îl am în bobine. Ați văzut că în ultima perioadă am tot luat fire, am avut o... De fapt, am comandat de vreo 2-3 ori fire în bobine și tot lucrez din ele, că am vrut să le testez și pe acelea, că tot am văzut la alte fete de pe alte site-uri din străinătate că lucrează cu fire din bobine și am zis că eu de ce nu, trebuie să le încerc și eu, dar tot testez și mă bucur foarte mult că voi când mai găsiți ceva interesant îmi trimiteți și mie un colețel cu fire interesante și o să vă arăt. Eu mai am în lucru și alte proiecte deosebite. Deci dacă vreți pentru acest plovăr am schemă scrisă pentru 3 mărimi, dacă nu mă înșel sunt în schema de da, 3 mărimi. Se poate lucra după schemă și din lana gold clasică, este aceeași grosime cu firul pe care l-am folosit eu sau cu un orice alt fir potrivit pentru andrele indicate în schemă, da? Dar au lucrat foarte multe fete după schemă și le-a ieșit foarte frumos acest proiect și mă bucur și vă felicit pentru asta. Bun, mai am o bluziță veche, lucrată de mult din Drops Air. La un moment dat eram îndrăgostit de acest fir și am comandat foarte multe culori și mai vedeți și în alte părți ale în alte episoade proiecte lucrate cu acest fir. Este un plover cu raglan frunze tricotat. Acest tip de raglan eu l-am explicat și vi l-am arătat în vlogmasurile din 2020 unde am lucrat o rochie din Agora Gold ombre batic, da? Și acolo v-am dat și schema la aceste frunze și schema a fost, cum să vă spun, modificată și actualizată, da? Îmbunătățită, mai bine zis. Am lucrat o rochiță din, tot așa, din fir asemănător, pentru că toată lumea zicea, cum ai făcut raglanul ăsta, cum ai făcut raglanul ăsta și aveți acolo, o să vă las linkul jos în descriere, unde v-am arătat schema la acest raglan. Ploverul ăsta cred că l-am purtat de la zăpăcit, de când l-am lucrat, nici nu mai știu, parcă din 2017 l-am lucrat sau... Și e săracul, purtat și răspurtat și spălat și răspălat și uite că s-a păstrat și firul foarte bine, într-o stare foarte bună. Când îl îmbraci simți așa ca o vată îmbrăcată pe tine. E un fir bunicel, îmi place Drops Air, e cam scump, ca toate firele de la Drops, dar am avut o perioadă în care le-am testat pe toate și o să ajungem noi și la bomba cu prafan. Dar, în fine, astea cu alpaca și cu lână sunt bunicele.
Aici mai am tot așa un test, aici am testat eu să fac un raglan decoltat. Nu au ieșit calcule așa cum mi-aș fi dorit, în fine, trebuie să mai revăd. Am vrut să încerc firul de la Katia Cotton Stretch, este bumbac elastic. Sincer să vă spun, nu am fost impresionată de fir, pentru că am impresia că puțin o ia câș în lucru. E firul bun, dar nu știu, s-a și lungit la spălat, dacă nu mă înșel, s-a și lărgit la gât, chiar dacă este stretch. Nu știu, am un sentiment așa despre firul ăsta, Katia Cotton Stretch. N-aș zice să vă... Na, nu știu, am impresia că nu și merită banii din punctul meu de vedere, dar l-am testat, l-am încercat, a trebuit să fac asta. Nu am un videoclip pentru această bluză, pentru că nu... V-am zis, aici a fost un test pentru mine să fac acest raglan foarte, foarte decoltat și nu mi-a ieșit aici calculele. Nu știu, nu mai știu dacă v-am... Cred că v-am arătat raglanul decoltat, l-am în alte videoclipuri cu alte produse, dar acesta a fost un alt tip. Asta este. Bluza o port, îmi place, nu e nicio problemă, dar firul nu este. Nu e chiar ceea ce mi-aș fi dorit eu și la ce așteptări aveam. Bluzița Gențiana, pentru aceasta am tutorial și o să vă las link. Este o bluziță cu mine către sferturi. Este dintr-un fir, a fost o ediție limitată la un moment dat la mine, dar e destul de grosuță. Și o port de multe ori ca și haină exterioară chiar, pentru că e foarte groasă și îmbrac cu o cămașă, îmbrac deasupra și chiar îmi ține loc de geacă. Plus, am îmbrăcat-o de 2-3 ori. Are și niște pense pe spate. O să vă las linkul la tutorial. Aici v-am arătat cum se face umărul lăsat. Da? Aveți tehnica umărului lăsat, aveți tehnica penselor, ce să vă mai zic. Și cam atât, da? Bluzița Gențiana, iarăși găsiți tutorial. Mai mult de atât nu am ce să vă spun, un fir care nu-l mai am și nici nu-l mai aduc. A fost o ediție limitată și sincer nici nu mai țin minte cum se numea acest fir, dar e foarte, foarte călduros și mi-am umplut și eu culoarea asta pe albastru, că mi-a plăcut și m-am gândit că merge pentru blugi. Mai am o bluziță albă pentru care nu mai știu dacă am tutorial sau nu. Este o combinație de două fire. Aici avem alpaca Rainbow de la Alize și un fir cu paiete, Angora Gold Star, da? Referitor la Angora Gold Star, firele cu paiete de obicei apar doar în noiembrie-decembrie, dar anul ăsta, nu știu, am făcut comandă și momentan fabrica zic că nu are și nu știe dacă o să-l fac anul ăsta. Eu îl aștept, da? Să vedem dacă vine. E o bluziță care pare foarte voluminoasă, dar în realitate e foarte subțire. Firul ăsta e un bucle foarte subțire. Nu este ca cel bucle naturale de la Alize pe care îl știți și din care am lucrat eu, cardiganul ăla gri. Este un bucle mult, mult mai mărunt. Nici acesta momentan nu este în stoc, a fost anul trecut. Mai am un rest din el și aș vrea să fac ceva finuțe mele, să văd. Bluzița asta este cu un decolteu în V, foarte, foarte decoltată și după ce am făcut pozele mi-am dat seama că ea totuși trebuie purtată cu un maiou, că există riscul să se mai dea la o parte aici. Și trebuie să iau un maiouț frumos dantelat alb pentru această bluză și pe aceasta o port cu fuste de obicei sau și cu pantaloni merge. Și am lucrat o porțiune cu fir bucle, o porțiune cu angora, da? Este așa, pe stilul albinuța vesel, da? O combinație de fire. Da, bun, și mai am o bluziță pe care este cumpărată, dar eu tot o țin pe umeraj pentru că vreau să o reproduc la un moment dat, pentru că vreau să o fac mai lungă. Este o bluziță cumpărată de la H&M, nu știu, am luat-o de la reduceri, e din bumbac și este lucrată cu croșeta, dar îmi place foarte mult stilul acestei bluzițe. Problema este că are mânecile foarte lungi, iar aici este foarte scurtă. Eu o port de obicei peste rochițe, da? Iarna, peste rochițe. Sau câteodată pot să o îmbrac nu doar peste rochițe, ci la o fustă cu talie înaltă, dar oricum e foarte scurtă și tot timpul am tendința să trag de ea. Știți că am impresia că mi se ridică la spate.
Și o țin aici pe Meraș că vreau să iau modelul de aici sau să mă orientez oarecum după modul ei de... modul în care a fost lucrată. E lucrată la mașină, cred, nu cred că e lucrată manual, nici nu știu, nici nu contează. Vreau să iau de aici schema și să fac totuși ceva de genul ăsta, dar mai lung. Când o să fac asta, Dumnezeu știe, dar eu o țin aici ca și exemplu, ca și inspirație, ca și, nu știu, motivație să fac ceva asemănător, dar mai lung, da? Asta a fost colecția mea de pulovere cu mânecă lungă, bluzițe cu mânecă lungă. După cum vă spuneam, din câte văd eu, garderoba am destule momentan și nu mi-aș mai face ceva de genul. Aș avea nevoie de bluzițe cu mânecă lungă sau 3 sferturi, dar cu din fire subțirele. Eu nu suport, v-am zis, chestiile foarte groase pe mine, mai ales acum în încăperi când te duci este destul de cald și nu este nevoie să vă încutoșmălați cu nu știu ce pulovere foarte, foarte groase pentru că nu sunt comode și transpir în ele și nu are rost, de aceea din astea mai subțirele. Mai bine mă îmbrac o vestă mai subțirică și mi-au deasupra o veste decât să mă înfofolesc în ceva foarte, foarte gros. Așa, bun. Deci sper că v-a plăcut și acest video, sper că ați petrecut alături de mine câteva minute de relaxare și de liniște. Vă mulțumesc din suflet pentru like-uri și comentarii și aprecierile pe care le primesc din partea voastră referitoare la colecția mea de haine din garderobă. Mai am și rochițe și cardigane să vă arăt, mai sunt. Așa că nu scăpați așa ușor de mine, vi le arăt pe toate și scap, da? Cât de mult tot promit că o să filmez aceste videoclipuri și uite că a ajuns momentul lor și vreau să, cu ocazia asta, vin și le aranjez eu în dulap. Ia să vedem ce se întâmplă cu plocările la. S-a uscat, s-a și uscat deja, cât am trâncănit noi, da, și s-a și desfăcut. S-a și desfăcut de la apă, da, deci vă recomand metoda, luați-vă un fâs-fâs și astea care sunt subțirele așa, le dați un pic cu apă curată, dar numai să fie apa curată, să nu fie cu detergent sau cu ceva și ați scăpat. Bun, vă pup, vă doresc o zi minunată și ne vedem în alt video. Vă aștept cu mare, mare drag.